Fimoza reprezintă imposibilitatea mobilizării prepuțului și a decalotării în totalitate a glandului penian. Este fiziologică în primii ani de viață. Fimoza patologică, cea care apare după decalotări forțate, necesită însă intervenție chirurgicală. Care ar fi semnalele de alarmă? Un prepuț care nu poate fi mobilizat, un jet împrăștiat de urină, erecții și micțiuni dureroase. În cazul în care credeți că cel mic ar putea avea fimoză, este indicată o consultație de chirurgie pediatrică pentru a stabili cu certitudine diagnosticul și necesitatea tratamentului corespunzător.